Tehnologia Visătorului. Cartea aceasta ești tu, cu toate îndoielile și cu toate certitudinile tale, cu adevăruri și minciuni, temeri și iubiri. Ești scriitorul și cititorul în același timp, obișnuitul și remarcabilul, visătorul și visul. Neînvățămintele Visătorului. Orice te tentativă de a-i da o formă sau de a-l descrie pe visător, încercând raționalizarea comportamentului său, înțelegerea psihologiei sale, spre a fi incluse în curentele filozofice ale trecutului, ori de a descrie ca șamanism eclectic, este inutilă, e în zadar. O ființă vizionară, un om integru, întruchipează în sine ceva subversiv, neașteptat și de nestăpânit, ceva ce contravine cursului firesc al lucrurilor. El este liber de orice fel de rol, descriere, influență sau constrângere, atât în interior cât și în exterior. El umble printre oamenii obișnuiți, se amestecă în mulțime, desfășurându-și activitățile sigilat complet în integritatea sa, și rămânând invizibil pentru cei care, neabandonându-și încă istoria lor personală, nu resimt nevoia unui angajament în vederea atingerii unui nivel superior de înțelegere. În acest moment, el este aici, în fața ta, și totuși nu îl poți vedea. El apare și dispare după cum vrea, asumându-și orice rol solicitat în lumea evenimentelor și acționează impecabil, jucând perfect orice rol și orice personaj pe care circumstanțele le solicită. Visătorul folosește jocurile vieții pentru a-ți spori inteligența și vioiciunea, el folosește religii, politici, TV și filme, sisteme educaționale de comunicare, mass media și toate tipurile de afaceri și de comerț Visătorul folosește tot soiul de dezastre umane și naturale și tot ceea ce crezi că provine din lumea exterioară Cu scopul trezirii tale și pentru a-ți arata că tu, tu însuți, ești sursa tuturor lucrurilor Aceasta este secretul tuturor secretelor Visătorul te ghidează în adâncurile automatismelor tale pentru a le pune față în față cu îndoielile, fricile, nemulțumirile și anxietățile tale. E o călătorie în tot ceea ce este neplăcut, o călătorie de abandonare a prețioasei tale posesiuni, ceea ce iubești mai mult decât viața și care este însăși cauza fiecărui eșec al tău, propria suferință. Visătorul rămâne invizibil ochilor tăi din cauza ceea ce ți-a făcut vizibil ție însuți. Doar aceia care au curajul de a-și lăsa în urmă mediocritatea, viața lor lipsită de sens, pot să-l întâlnească într-o zi pe visător. Doar cei care sunt pregătiți vor putea să recunoască incomprehensibilul. Doar cei care au un vis real pot accesa inaccesibilul. Doar cei care au ochi să vadă pot să-l vadă pe visător și el știe și știe că El este adevăratul creator. Este timpul să ignori toate învățămintele, ideologiile, disciplinele, toate cărțile și toate ideile, atât ale tale cât și pe ale celorlalți, toate cuvintele spuse sau scrise și să plonjezi în adâncurile ființei tale ca să-ți descoperi propria unicitate și putere. Nu îndrăzni să-l pui pe visător în rândul inutil de guru și maestri sau să compari neînvățămintele lui cu cea cu acea masă fără formă de ezoterism, spiritualitate, religie și filozofii. Nu numai că vei eșua, dar vei fi cuprins de o asemenea stare de confuzie, încât vei pierde chiar și acele câteva certitudini care abia te-au ținut în viață. Religia nu poate fi confundată cu neînvățămintele visătorului. Singurului scop este de a spori inteligența și vioiciunea celor din jurul său. Adesea, împotriva voinței lor și dincolo de puterea lor de înțelegere. Pisătorul ți-a adus o tehnologie nouă, extrem de puternică, prima revoluție adevărată de la Copernic și Galileo încoace. Lumea este creația ta din acest moment, în absența timpului. Acest singur principiu, dacă e aplicat, este capabil să pună capăt oricărui chin și oricărei suferințe. Ființele umane se află într-o căutare spasmodică a măreției, a gloriei și a succesului prin cunoașterea și experiența exterioare. De aceea eșuează. Visătorul este o unitate, o totalitate și numai forța propriei sale prezente poate aduna la oaltă fragmentele risipite ale ființei tale și poate aduce spre tine tot ceea ce ai visat și n-ai fost în stare să realizezi. O simplă licărire a goliciunii sale te va conduce spre pragul integrității tale pierdute. Această lucrare este pentru aceia care sunt dezamăgiți de propria lor viață de rutină și sunt în căutarea ceva ce au pierdut și de care au uitat de mult, ceva special. Această lucrare este pentru aceia care vor să abandoneze orice formă de minciună din viețile lor. Această lucrare este despre stările tale interioare și despre felul în care reacționezi în interior la ceilalți și la lumea exterioară. Autoobservarea este punctul de început al acestei lucrări. Citind, vei învăța să faci distinția între tine și lumea exterioară, între cauză și efect, între timp și veșnicie, între ceea ce este real și ce nu este real. Într-o lume în care toate revoluțiile au eșuat și nenumăratele în încercări de a schimba natura violentă și reactivă a omului s-au dovedit inutile, această nouă viziune se prezintă drept singura cale de a transforma evenimente și circunstanțe, trecut și viitor, istorie și destin, după bunul nostru plac.